Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. M-ați întrebat în secțiunea comentarii despre acest arzător injector, depinde de zonă, pe care eu l-am achiziționat de pe internet. Este lucrat foarte bine, este din inox, i-am pus furtun, este conectat la butelie. Deci acesta este cel care l-am achiziționat de pe internet. M-ați întrebat dacă funcționează și dacă merge bine. Aici am un alt injector cu vârsta de 25 de ani. Așa arată el, de pe 25 de ani, după 25 de ani. S-a mai ars un pic, dar nu-i problemă. Este conectat și acesta la butelie. Ce vreau să vă arăt eu acum este care merge mai bine. Ca și dumneavoastră pe viitor, dacă vreți să achiziționați unul, să știți ce aveți de făcut. Deci acesta este făcut de un om în vârstă, acum 25 de ani, l-am întrebat pe tatăl meu. Iar acesta este achiziționat de pe internet, făcut de un alt om. Să dăm drumul la treabă și să facem testul. Dăm drumul la prima bătălie. Fiecare în parte. Din punctul meu de vedere, ca și de cel pe care l-am achiziționat de pe internet, scoate o flacără mult mai subțire și mai lungă, dar cred că la un porc de talia lui Jardel ne va lua ceva timp până când o să dăm părul jos de pe el și o să-l pârlim. Este bun, dar cu acesta, că este al meu, nu mă dau înapoi de la nicio situație. La mine în gospodărie, în perioada Crăciunului, mai ales luna decembrie, se sacrifică destui porci, iar mie îmi trebuie ceva de genul, deci industrial, să zic așa. Duzele sunt la fel, butelile la fel și așa mai departe. Deci, ca idee, cei care doriți să achiziționați
sau să vă procurați un arzător sau injector, cum vreți dumneavoastră să-l denumiți, părerea mea este că ar trebui ca această țeavă de aici să fie de un diametru mai mare aici, iar aici spre vârf, bucată de 3-4 cm, să fie puțin strâns, deci cam așa, nu dreaptă. Dacă acestui injector îi adaptăm la fel ca aici o țeavă mai mică, cu siguranță și el va merge. Încă un detaliu, dacă punem unul lângă altul, cu cât este țeava mai lungă, cu atât flacăra merge mai bine. Flacăra trebuie să fie de culoare albastră, nu roșie, în momentul folosirii când pârlim un porc. Dacă acest injector, această țeavă de la acest injector era puțin mai mare și fără aceste găuri, observați că injectorul pe care îl dețin de ani de zile nu are nicio gaură. Acesta are. Dacă nu ar avea găuri și ar avea o reducție aici, cu siguranță și acesta se va descurca în orice situație. Oameni buni, cam asta a fost acest video, ca și răspuns pentru voi. Aici, exemplarul pe care nu toată lumea îl cunoașteți, nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare. Nu-mi rămâne decât să vă salut. Toate cele bune. Ne vom auzi în curând. Numai bine. Doamne ajută!